Procurorii DNA și trupele speciale ale poliției au descins în această dimineață la 37 de adrese din 6 județe. Grosul perchezițiilor s-a făcut în Timiș și Mehedinți, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul stabilit de anchetatorii în acest caz este de 2 milioane de euro. Cu informații suplimentare mi se alătură Roxana Tivadar. Roxana, bună ziua! Bună ziua, anchetatorii au descins atât la locuințele unor oameni de afaceri, cât și la sediile unor firme. Suspecții sunt bănuiți că ar fi falsificat facturi cu achiziții de materiale de construcție. Prin acest circuit, oamenii de afaceri au scăpat de plata TVA pentru produsele achiziționate. Însă, la perchezițiile făcute în această dimineață la 8 adrese ale unor clanuri de rom din Strehaia, anchetatorii au avut parte de o surpriză. Câteva dintre persoanele care ar fi trebuit să fie conduse la audieri știau de acțiune, așa că au plecat de acasă încă de ieri. Ai firma? La Strehaia, acțiunea procurorilor nu a avut eficiența scontată. După ce au bătut drumul la 8 dintre adrese, doar 4 persoane au fost găsite acasă și duse la audieri. Ceilalți știau că urmează să se întâmple ceva, așa că s-au făcut nevăzuți înainte ca polițiștii să le bată la ușă. A știut de acțiune? Da, a știut. A știut. Am fost anunțați și au știut de acțiunea asta. Unde au plecat? Prin țară. La Craiova, la Filiaș, pe unde au putut. Dacă au fost anunțați din țară, alta e. Printre persoanele vizitate de anchetatori este și o rudă a lui Leo de la Strehaia. Înainte de a intra în duba polițiștilor, femeia și-a luat la revedere de la copii. Care copii mici și le lasă singuri, cu mine le lasă. Filmează, că n-a făcut nimic, n-a omorât, n-a furat, n-a făcut nimic. Păi și mandale, bani și păi casă mare. Am muncit, n-am furat, am muncit. Au moștenitură de la bătrân, de la rogosul, de la... Suspecții urmează să fie duși la sediul DNA din Timișoara, unde procurorii îi vor audia. Pentru evaziune fiscală și spălare de bani, aceștia riscă să ajungă la închisoare.